Bună tuturor, sper ca în acest clip să fie mai bună lumina și de asemenea mi-am lăsat părul desprins pentru că am primit și o cerere în privința acestui lucru. De asemenea, astăzi vreau să vă vorbesc despre fondurile de la Calvin Klein, Infinite Matte Oil Free Foundation. Este un review cerut de către o abonată de-a mea, bănuiesc că o cheamă Gabriela, pentru care Gabriel în numele de pe YouTube. Am să-i pun undeva pe aici și numele ei și obișnuia să facă clipuri pe YouTube, dar nu mai știu exact dacă mai face. În orice caz, să vă duceți și pe ea să o vizitați. Am să încep prima dată cu ambalajul. Este dintr-un plastic foarte dur și zic foarte dur pentru că l-am scăpat de vreo câteva ori pe jos. Într-adevăr s-a ciubit aici puțin pe la colțuri, dar în rest ambalajul a rămas intact. Vine și cu o pompiță care permite dozarea produsului foarte bine. Are 29,6 ml. Este produs în Statele Unite ale Americii, iar nuanța pe care o am eu este 201 Soft Beige. Și culoarea arată cam așa, nu știu, s-ar putea ca în lumina asta să arăt cam galbenă la față, dar nu sunt așa galbenă la față. Și îmi pare rău, trebuie să acceptați un pic lumina asta până când voi reuși să schimb pici lucruri. Titlul acestui fond de ten, dacă putem să zicem așa, ei ne zic deja că este un fond de ten oil free, deci non-uleios. În consecință nu conține în compoziție uleiuri minerale, ci este foarte scăldat în silicon pentru a obține o mai bună performanță, pentru a rezista mai bine fondurile ten pe ten și de asemenea pentru a se aplica mai uniform. Este de asemenea destinat, dacă ținem cont de această denumire, tipurile de ten grase sau mixte. De asemenea este testat dermatologic. Vine într-o diversitate de nuanțe, din păcate nu mai știu exact câte nuanțe, pentru că, din păcate, nu mai puteți găsi nici în magazine, din câte am înțeles de pe internet, ci doar pe anumite site-uri. A fost, din păcate, retras din magazine. De asemenea, ce v-ar putea bucura pe unele dintre voi care nu suportă fondurile de ten parfumate, acest fond de ten nu are parfum deloc în el. Cei de la Calvin Klein ne mai zic că în compoziția acestui fond de ten s-ar găsi plante din Asia, printre care gotu kola, extract de ceai alb și o mulțime de vitamine, printre care vitamina E și un derivat al vitaminei C. Toate aceste ingrediente luptând împotriva radicalilor liberi și mai ales stimulând producția de colagen și elastină a pielei, deci ar putea fi un fond de ten destinat și tenurilor mai mature, să zicem așa. Ce mai ziceau ei? Ei mai zic că aici ce mi s-a părut puțin ciudat, care avea un acoperire medie. Pentru mine mi se pare că are cea mai mică acoperire dintre fondurile de ten pe care le am în colecție. Și îmi place acest lucru, mai ales atunci când nu am foarte multe probleme. Ce aș mai putea adăuga? Atunci când am fost
răcită și în consecință pielea nasului mi-a fost mai uscată. Când am aplicat acest fond de ten în locurile mai uscate, nu se vede bine, nu mi-a plăcut cum arată, de aceea pentru un ten mai uscat nu cred că s-ar potrivi. Și de asemenea, nu s-ar potrivi niciun unui ten foarte oleos, pentru că dacă plănuiți să îl purtați în anumite activități care necesită ca voi să fiți foarte active, s-ar putea să nu rezistă prea mult pe ten, acest fond de ten, chiar și fixat cu o pudră. Mie îmi place foarte mult pentru că are acel aspect foarte natural pe ten și îți face tenul să pară realizat în Photoshop. Din păcate are o bilă neagră pentru că nu rezistă foarte mult. Dar dacă vreți să-l purtați pentru câteva ore, cam 4 ore rezistă, se vede bine pe ten. După 4 ore începe în unele zone, în special la mine, în zona bărbiei, am și acum aici mi se pare, dacă mă uit în oglindă, da, un pic s-a dus din zona bărbiei, acolo unde am locul mai oleos. Și de asemenea am zis că mi se pare că are o acoperire mică pentru că nu mi-acoperă foarte bine roșața din jurul obrajilor, pe obraj de fapt. De asemenea nu o să puteți observa pentru că lumina mai este foarte proastă și îmi cer scuze. Dacă mă uit la lista de ingrediente, am zis că este foarte scăldată în silicon. Dacă aveți probleme cu acest ingredient, s-ar putea să nu vă placă acest fond de ten. Și ce e nuzicar conține, nuzicar conține de fapt niciun factor de protecție solară, însă în lista de ingrediente ne apare că ar putea conține titanium dioxid, care este un agent UV fizic foarte folosit în produsele pentru protecție solară. De asemenea, pentru că conține un derivat al vitaminei C și pentru că este ultimul ingredient din listă, mă face să fiu puțin reticentă la cât de mult ar stimula producția de colagen și elastină a pielii. În schimb, n-am observat să se adune în păr sau în riduri, nu am deocamdată, doar așa o linie fină pe aici, pe undeva, dar n-am observat nici acolo să se adune. De asemenea, n-am observat nici să-mi provoace coșuri în urma folosirii. Dar, cum am zis, depinde de preferințe și depinde ce activitate doriți să desfășurați și pentru cât timp. Da, sper că v-am fost de folos cu ceva, sper că ți-am fost de folos cu părerea mea despre produsul acesta și vă mai aștept data viitoare. Pa!